Inspectoratul pentru situații de urgență Neron Lupașcu al județului Buzău a fost solicitat să intervină în jurul orei 11:30 pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un accident rutier produs pe DN2E85. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și un microbuz, în care se aflau un total de 11 victime neîncarcerate, dintre care 7 copii și 4 adulți, conștienți și cooperanți, ce au fost evaluați medical. Dintre persoanele implicate, 7 copii și un adult au avut nevoie de îngrijiri medicale și ulterior au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat planul roșu de intervenție. Pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină în jurul orei 11:30 pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un accident rutier produs pe drumul național E85. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și un microbuz, în care se aflau un total de 11 victime neîncarcerate, dintre care 7 copii și 4 adulți, conștienți și cooperanți, ce au fost evaluați medical. Dintre persoanele implicate, 7 copii și un adult au avut nevoie de îngrijiri medicale și ulterior au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, pentru gestionarea optimă a misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat planul roșu de intervenție. Victimele cu vârste între 11 și 28 de ani au fost evaluate de medicii de la Spitalul Județean Buzău.